întrebat de la ședința din ianuarie 2019, dacă sunt discuții. Nu subtrecem la vot, cine este pentru? Încătuva ține vot unanimitate. Încătuva doamna la cuvântul domnului vice pentru a citi ordinea de zi. Către toate doamnele și toți domnii consilieri, în conformitate cu dispozițiile articolului 39, alinia 1 și 2, de legea administrației publice locale numărul 25/2001, republicată cu modificările și competențele ulterioare, sunteți invitați să participați la cursul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Păsănești, de data de 24 februarie 2019, orele 16, la sediul primăriei Comunei Păsănești, în sala de consiliu. Proiectul ordinii de zi este următor. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării lecțiile școlare la nivelul unității administrative școlare ale județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020, inițiator domnul Botezatureu, primarul comunii. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneria privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și OAT Păsănești pentru realizarea investiției modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Păsănești, județul Bacău, inițiator domnul Botezatureu, primarul comunii. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, refacere, împrejmuire și refacere canalizare menajeră și pluvială, corp A și corp C, școala gimnazială numărul 1, comuna Păsănești, județul Bacău. Inițiator, domnul Botezatul Gelu, primarul comunei. Punctul 4, diverse. Da, înainte de a trece la vot, vreau să spun să vă stăteam și cu alegerea președintului pe următoarele 3 luni, da? E ultima ședință astăzi. Pentru că am avut decembrie, am și telefon. Da, deci trebuie ales următorul președinte. Ah, pentru următorul. Da, 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 așa e. Dar dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi, dacă nu, supunem la vot modificarea adăugată, cine este pentru? Împotriva, abține vot în unanimitate. Trecem la punctul, dar cuvântul domnului vice. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bărsănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2019-2020. Propune. Articolul 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul unității administrative teritoriale Bărsănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a OAT Bărsănești, în strânsă colaborare cu conducerea școlii gimnaziale numărul 1 Părsănești, județul Bacău. Articolul 3. Prezentant se va comunica primarul comunei Părsănești, Consiliul de Administrație al școlii gimnaziale numărul 1 Părsănești, județul Bacău, Inspectoratului Școlar al județului Bacău, precum și instituției prefectului, județul Bacău, prin grijă secretarului comunei și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Discuții? Dacă nu sunt discuții, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține vot în unanimitate. Punctul 2, Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și OAT Păsănești pentru realizarea investiției modernizare rețelele de drumuri locale comuna Păsănești de Bacău. Propune. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Siret și OAT Păsănești pentru realizarea investiției modernizare rețelele de drumuri locale în comuna Păsănești de Bacău, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Păsănești, administrației bazinului autorităților și instituțiilor publice implicate în derularea și realizarea obiectivului de investiții și va fi publicat pe site-ul primăriei. Discuții? Discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținem vot în unanimitate. Punctul 3, domnul vicepreședinte. De aceea, de ați ajuns la el, că aici sunt foarte multe chestii. Aici nu e numai la vot. Este, merge pe care am înșelat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, refacere, împrejmuire și refacere canalizare în agieră și pluvială, corp A și corp C, școala gimnazială numărul 1, comuna Păsănești, județul Bacău.
propune. Se aprobă indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de facere împrejmuire și de facere canalizare menajeră și pluvială Corpaș și Corpce, școală gimnazială numărul 1. Comuna Buzănești, județul Bacău. Conform anexei 1, devizul general actualizat este cum urmează. Total general actualizat al investiției 228.582,20 lei, din care C plus M 257.112,20 lei, inclusiv TVA. Discuții? Așa. Da. Se aprobă finanțarea de la bugetul local în valoare de 282.520 lei, inclusiv TVA, din excedentul la data de 31.12.2018 pentru realizarea obiectivului de investiție, refacere în proiect împrejmuire și refacere canalizarea menajeră și pluvială, corp A și corp C, școala gimnazială numărul 1, Comuna Bursănești, județul Bacău. Prevederile prezentei hotărâri vor fi dusă la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarului comunei Bursănești, executantului lucrării, precum și prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare, conform prevederilor legale, prin grija secretarului comunei. Discuții? Da, eu atât vreau să iau cuvântul la acest proiect. Am observat în proiectul de hotărâre refacere gardă împrejmuitor, canalizare și noi la școala Bursănești. În raportul pe care l-ați întocmit, domnul viceprimar, nu este detaliat, efectiv, care, în ce constă aceste refaceri. Păi, dar proiectul este în derulare. Este aprobat de anul trecut, deci el este în derulare. Bine, am înțeles. Dar nu este detaliat. Ce caută să refacem? A fost detaliat la ședința de Consiliu Local când s-a aprobat executarea lucrării. Deci noi, pur și simplu, am, la cererea lor, în formă ordonanței 114, care s-a mărit salariul minim de la așa, am mărit. Deci nu mai mă opera. Pe mine m-a interesat sintagma refacere. Nu ați detaliat-o păi eu destul de... Mă duc să le dau și le aduc în unii ani. Deci astea sunt, au fost discutate în ședința când s-a aprobat și când... Deci ăla e în derulare, la următatea proiectului. Cred că se află în derulare, dar deci aici mă interesa să ne detaliați puțin raportul. Deci nu este să se referă strict doar pe ordonanța 114 din 2018 pentru salarizarea asta. Bine, dar aici noi discutăm de refacere, canalizare, refacere, gard, refacere... Domnul, deci asta a fost aprobată și am aprobat-o în 2018 când am aprobat proiectul. Și, deci proiectul este în derulare. Eu nu am cum să le am aici. Doar că s-a mărit finanțarea. Deci s-a mărit, mai mult atât. Deci de asta nici nu este detaliere aici. Atunci nu are, deci cum să vă spun, nu sună bine proiectul, refacere. Înseamnă că el este în derulare. Deci noi uităm documentele de la ședința. Este în derulare, în derulare și nu este finalizat. Haideți să ne înțelegem. Este finalizat de facem refacere sau nu este finalizat? Nu este finalizat, domnule. Și atunci de ce este? Spune că refacere. Dar așa se chema proiectul inițial. Așa se chema proiectul inițial. Da, în fine. La ședința următoare vă aducem, căutăm să vedem când s-a aprobat în 2018 și să vedeți că așa se cheamă. Că nu-i construire. Deci gardul este nefăcut, pur și simplu. Când îl construiești, nu e nimic pe teren. Îl construiești de la zero. El era, l-am dărâmat pe ăla, că era cavaie de capul și-l făcut. Îl facem, că nici nu-i gata, avea să torna fundația. De asta, ce era importare, dar atât. Alte discuții? Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține vot cu unanimitate. Punctul 4. Alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni. Așteptăm propuneri. Nu, la diversele le facem la urmă. Facem alegerea președintelui și după aia pe urmă final diversele. Deci unii propune. Se pare că au fost toți acum atunci la capăt. Cred că n-au fost toți. Dar stai, dar dacă nu vine gelul, s-ar putea să rămân în continuare în locul și n-am fost eu și președinte de ședință. Dar doamna asta, parcă nu mi-am amintesc. Păi n-am fost, nu mi-am amintesc. Da.
Da, trebuie să trecem toate. Deci trecem la diverse. Începem de pe capul plătătorului. Doamna, aveți cuvântul? Nu. Nimic. Domnul? Deci, singura problemă care vreau să o ridic erau cu câinii comunitari. Am discutat-o și la ședința de luna trecută. Avem probleme cu câinii comunitari acolo în satul Brătești, de la școală și până la intersecția cu DJ116, avem probleme acolo. Și la biserică. Da, și la biserică. Deci, sunt pe domeniul public, ar trebui, na, primăria Bârsănești are obligația să... Am fost azi, am umblat peste tot. Singurul care n-a reușit să ia după domnul Lupică, am lăsat domnul Geru, că spunea mai bine, că mie nu mi-a răspuns la telefon, am sunat eu și nu mi-a răspuns. Domnul primar poate să-l sune și dânsul, am fost și la Târgu Trotuș și am fost peste tot, n-am reușit să... Dacă domnul cu domnul Lupică, nu va fi nicio rezolvare, pentru că nu poate acoperi nici rezolvare. Așa. Mai e un depozit la Târgu Trotuș, am fost acolo la Târgu Trotuș, am găsit o persoană, am zis că nu știe nimic, dar e plin, e full, nu știe, bani nu mai au să le dea mâncare. Am înțeles. Problema este că cu toții la o variantă, nu știu, acești câini. Varianta care este? Trebuie să facem adăpost pentru animale. Pe raza comunii noastre. Deci, aflându-se pe domeniul public, neavând stături, v-am zis, cade competența în sarcina primăriei. I-am transmis și lui domnul primar. Eutanasierii nu se poate, deci alte măsuri nu se pot lua. Ei se află pe artera principală de circulație, către școală, sunt copii mici și așa mai departe. Trebuie luat o măsură. I-am transmis, de fapt domnul primar, el a transmis că este oricine de Brătești, oamenii s-au sesizat în Brătești și au zis că îl filmează, o să-i facem. Dar nu asta este problema, că îl filmează sau îl filmează, că îi dăm de mâncare, deci asta e destul de clar, dai voie să dai mâncare. Domnul vice, nu se rezolvă problema, i-am făcut dosar sau nu știu. Dar știți ce ne-a spus? Ne-a spus în felul următor, că dacă într-un caz dispar câinii și nu-i ducem poze de unde i-am dus, ne dăm judecată. El are dreptul să se sesizeze, dar nu numai. Și ce se sesizează? Pe noi nu ne interesează, cum se face, efectul sancționator. Pe noi ne interesează să înlăturăm problema. Ar trebui să vedem cum sunteți consilier la Brătești. Nu știu cum să facem, să transmitem și oamenilor, că am înțeles că totuși o serie din ei au stăpân, dar îi lasă dezlegați. Nu. Se poate, nu se poate. Deci e greu din nou de lucrul ăsta. Cine recunoaște? În zona școlii. În zona școlii. Când... Bun, în zona școlii, dar din coace și la școli. Aici, unii Stefania. Da. Bunichii. Deci, în zona aia, eu, ca țară, e foarte greu. Păi bine, că tot maidaneză. Tot maidaneză. Ăsta, când vine cu mașina, nu doar, nu mică așa e... Așa. Când vine cu mașina... Deci, ce dai în mașină? Știm care e cei de mai. Așa. Bun. Când vine cu mașina, știi cum iese câinii? Cunoști pe motor. Animalele au alte instincte, domnul coleg, da. Problema este nu că vine el, și dacă, credeți că dacă alți cetățeni nu le aruncă o bucată de pâine din milă, oricum că și alți cetățeni, hai să fim serioși acum. Am înțeles de asta, să eliminăm problema în sine. Da. Că sancțiunii se poate lua. Dar la asta mă refeream eu. Da, să presupunem. Facem adăpost, îi luăm ăia, el ar duce alții. Păi lui nu trebuie să-l sancționăm și el? Corect, trebuie sancționat și el. La asta mă refeream. Și deci dacă am avea ajutorul și a oamenilor, măcar, când, dacă vezi, Doamne ferește de să ajunge, să spunem, sperăm să nu se ajungă, unii zice el. Dar dacă s-ar putea să avem și noi niște dovezi, da? Bine, poze filmate, eu dau mâncare la câini, marcă. E controversată și ideea cu filmat. Dacă ați avea niște camere de supraveghere... Păi avem, dar avem în zona, aia e problema. Ați avea pe la noi, poate lucrurile s-ar fi simplificat mult mai mult. La Sărbăluție trage mașina mai la Diana, înțelegi? Păi trage, cred că știi și camera... Și de aia, nu cred că cumpără restul de la din șorici, port sau gen. Așa, cumpără de la Roger, de exemplu. Că cred că vă alea să fie fiii. Așa, cine ar trebui să fie? Dacă tu te trage, nu ții. Da. Păi normal, așa spune și legea. Unde dai mâncare, vrei, iei la tine acasă și îi păstrezi. Mai ce să mai, că sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți. Și acum... Și
Acum, la nivelul nostru, noi trebuie să știți că, deci, de punct de vedere legal, trebuie să construim un adăpost. Căutăm de sus. Eu am dat voi două persoane. V-am spus, este problemă pentru cetățean. Deci este problemă pentru cetățean. Avem copii, avem totul. Să știți că, că responsabilitatea cade pe primărie în cazul în care avem probleme de, știu eu, de că îi mușcă pe copii sau ajung de la spital sau pe unde. Să știți că responsabilitatea cade în sarcina primăriei. Știu. Că se află pe domeniul public. Vedem, nu știu. Da. Asta ar fi, eu atât am avut de spus. Două persoane au dat un canal și eu e dat, eu am urât un câine. Deci, m-am mușcat-o pe albina bunică. Da, și și eu dat în tribunal. Deci, eu ajuns la proces. Deci, eu am urât câine. Da, asta e situația. Am ajuns în situația în care mai multă prioritate are. Există legi și pentru protecția animală. Nu avem ce face. Asta e situația. Domnul Vătran? Trebuie că avem răspundarea așa, în sfârșit, în acesta. Pe acum jurnalte, ca să nu avem probleme. Cam atât. Da, am încercat, nu știu dacă... Bine, în putere, am dat să vedeți cu așa. Dar problema e că vedeți să și timpul ăsta. Am încercat un pic și la albele acolo. De acolo să vedem de luni, dacă ține timpul. Cam ia. Am văzut că asta o știu. Mulțumesc, doamna asta. Da. Referitor la pentru locuitorii statului Caracal, și-au observat și din Bucănești cei cu telefoanele. A venit răspunsul de la Urici foarte, foarte negativ. Adică în sensul că nu au bani să investească anul ăsta și nu știu dacă vor avea și la pentru a mări puterea de emisie. Așa că fiecare își va lua hotărâre dacă rămâne la Urici sau cauza autorită. Dar să știți că și telefonul, când v-ați spus, telefonul la fel, de aceea asta. Unde merge unii pe telefonul? Unde merge telefonul? E aceeași treabă. Asta e hotărâre de oamenii. Păi da, eu am zis așa. Omul hotărăște. Fiecare, unii vrea să ducă sau ce. S-a rămâne așa. A doua problemă, podul ăla la Stanior. Ați văzut că s-a spart, s-a mâncat de rugină. Haideți să punem o plăcuță acolo, așa cum suntem amintiți cu câinii din plecate. Doamne ferește să nu se ducă podul ăla cu un tonar jos. Da. Eu zic să punem 15 tone, că cred că mai rezistă la 15 tone. Da, și da, așa. Așa cum plătiri, pui 15 tone, din 15 tone se rupe podul, plătiri să sare capace. Da, trebuie experiență. Dar eu m-am uitat un pic unica oare mai spune Natalie. Nu el. Ceva s-a întâmplat, ori de la cred că de la utilajele astea grele, s-au depărtat un pic țierele și a făcut balastul, curge pe între țierele jos. Păi știi care deci, e deșurul? Deci, țiala nu e îmbrată. Iese de deșurul. Intră de deșurul, să vezi. Păi mâncate toate, mai ales și pe stadion aici, e mâncate toate. Știi care este deșurul? Cel mai mare? Se plece tuburului. De plecat, nu deja o să mișcat. Acolo nu știu eu ce s-a întâmplat. Atins cu discul. Asta e, discul e mare, nu cape. Păi și aici, când mi s-a făcut la oră, tot la fel, a plecat tubul. Da, nu, dar de tubul e cu un tiraj cu avem alte. Da, problema era, intre în aceeași culoare, dacă sau ce se întâmplă, dar prima dată nu mă ferește să rupe. Nu, mai spune ce nu este, luăm măsurile care se impun, deci asta e nevoie ca să avem un care de tot să nu putem prea noastră. Din cauza anchetului de lucru, el s-a înfuiat și a venit cu un pic și lama, aia nu
înțeleg lasă ea numai zăpada, ea nu pot prinde și în balastă. Să luați toate balastele în păr și rămas pe peste tot de așa și pe... Plus de asta, nu știu dacă e neapărat numai lama. Și înghețul ăsta și dezghețul repetat. Că am văzut zona unde e chiar pișesc, pe Valea Bădăilor. Dar unde noi vorbim în banda aia, pe Valea Locului. Cât am cărat din părău acolo. Și acum mai este drog. Da. Și să buce două, să buce pământ. Așa să iasă în mutilare. Să tasează, să tasează și bilaterale iasă pământul deasupra. Am uitat în pod, la pod acolo. Noi, de ce este balastul? Da. Deci, în atenția lui... Da. E dat așa, balanță. Adică s-a... Da. Pe lateral. Cum l-am prins cu lama, s-a dus la margine, după aia că te-a trebuit un ideal. Nu, știți că asta ar fi o cauză de s-a noroia cu domnului. E cauza de să fie. Deci, în atenția lui domnul Vici, am văzut la televizor cu apropul școlii. Trebuie să verificați lapurile astea care sunt la școli, cu manuale, cărți, cu bagajul copiilor. Un copil s-a urcat sus și a venit și i-a zdrobit capul. Da. Și a spus, cine a făcut ancheta, ci primărie de bine. Nu știu despre primarul sau dice. Nu știu, primărie de bine. Da. În timpul unii la școli unde sunt, ar trebui verificat lapurile astea să... De fericire, noi nu prea avem lapuri. Da. Prea puține să niște răfuleți, așa, da. Să fie prinsă în pereți. Da. Avem la Dragon, nu avem, nu, nu erau bulapuri, erau bulapuri. Erau, în altul. La grădinița, în altul. Nu. Unde? În toate stările de plasă. La grădiniță nu prea aveau în altul. Deci acum dacă faci numai învățământul primar, numai o sală de clasă, dar bănuiesc că o fi dus și dulapul celălalt. Acolo. Deci era într-o sală de clasă 1, de 1.80. Menos pe mine. Da. E, problema e că nu sunt prea stabili. Ele nu sunt lungimile semi mari. În alte sunt, 1.80. Dar sunt mic și... Deci eu mă refer... Ca drept, da. Mă refer că trebuie să fie prins din perete. Prins în gol și o locuri în perete, da. Asta am văzut. La circ, poate, vreau să-i gătească pentru circ copiii, poate. Aia, nu copii s-au plecat să iei un doamna secretară, ce Dumnezeu caută pe dulap? El s-a dus să iau o mică. Nu era, eu sunt un văzut. Dacă el e mică, ce? A ceva nu? A ceva. Apropo, eu aș avea o problemă cu balastul, că nu este bani la buget. La noi la Brătie. Nu, mă lăsa că... Poate dar poate... Așa, noi la Brătie avem doi munți și e mai bun ăla decât ăsta Petrișul. Da, mă, poate. Fără să... Și mai ar trebui. Nu, cel puțin, și toată comuna, sat, ăsta e mai bun. E Petrișul, dar nu avea nici apa. Și stase asta. Și asta, 4-5 de munți. Cum avem tractorul și bă, doi excavatorul, sumă să facă timpul bun, mă să încep. Da. Și voastră tot punerea mea. Da, că mai ales acolo e toată lumea luat. Dacă nu se face timpul bun, nu ne putem băga deocamdată. E drumul bun, acolo unii... Sus la... Unii apăsăm pe mașina când am vizitat Zazu. Păi ce cum de aici, de la Sfinoroi, de aici... Iată, la Brătești. Dar de ce se prăbuie? De aici, de la capul asfaltului, până la unii intri în stânga, acolo unii noroi? Acum da, dar... Da, dar se poate cu bundul excavatorul, cu tractorul, 24 remorci, nu am la plătesc. Oricum, noi avem, sperăm, am vorbit cu șeful de români, noi anul trecut n-am exploatat din alea 2000 de metri cub, decât vreo 700. Am vorbit la apele români, o cam crede ei un pic, dar s-ar putea până la urmă să ne dea băiamă ăsta, că i-am băgat motivul, domnule, nu le-ați dat autorizația la sfârșitul octombrie, pe decembrie, s-au terminat și banii și nu știm cum ne-a lăsat. Hai să facem să pot să iau restul în aprilie. Și prima oară am zis că nu se poate, că nu a expirat autorizația, după aia am mai insistat un pic și a zis și că, domnule, discutăm. Dar cred că se rezolvă. Acum mă aștept să vedem. Partea asta, da. Cum îi zice, mă, la Băsărești, la Pochești, se poate din o foie, din numai la Vale, e accesibil. Da. E accesibil. Ce cu domnul Lazar? Cum? Domnul Lazar, ce? Ce-a?
Așa. Și iar o problemă, hai să vedem, cât costă niște indicatoare astea de circulație, da? Să le punem, că sunt probleme și la noi, și chiar aș propune să facă două praguri din alea de viteză, așa, dacă merg el cu viteză, să sară, mai ales în zona școlii, că restă să facă sensuri, o greșă, pa, fautat. Deci până la recepția drumurilor, noi nu putem interveni cu nimic. Deci până nu termină ei lucrarea, dar tare mi-e teamă, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc. Nu. Dar sperăm, îi trage speranță. Așa că, că până nu, Doamne ferește. Are aici apropiere de... Dacă noi am zis acum, când la sfârșitul martie, o să dăm ordine de începere a lucrării, dacă în două săptămâni nu se apucă, ne apucăm și intervenim. Noi mai avem contractul de finanțare până la anul 2020, decembrie. Dacă în cazul în care ei au dat faliment și nu mai pot face, o să ne ducem la Consiliul Județean să întrerupim autorizația de construire ca să nu expire, până în momentul când vor face licitația din altă variantă. Cu drumul, Da. Doamne, dacă le vedeți cineva care vă cunoaște. Nu știu, nu ne-a trimis nicio hârtie, că ar fi dat faliment. Dar puteți verifica. Da, da, bine, noi da, verificăm, dar noi ca să avem ceva legal, să ne științeze ei. Domnul vice legat de treaba asta, m-am uitat la proiectul ăsta cu podurile, am văzut că printre ei avem cam aceiași executanți cam și care se ocupă și cu podurile astea din PND2. La executanți? Nu, e cu resursul de la Bacău. Și proiectanți, am văzut. Cam repetă da, firmele, se repetă. Putem să vină proiectanți? Nu, dar treaba, nu, problema este că cred că așa o să trenezi de lucrări din comuna noastră. Doamne, mult și bine. Să nu fiți poți. Doamne ferește, nu, nu, sper să nu, dar de vreme ce văd aceiași proiectanți, aceiași executanți aproape. Și a făcut treaba la timp și nu, deja avem. Și nu mai vorbim cu dirigentele de șantier care a fost super expert. Dar ăștia peste tot au făcut. Ei s-au întins până la urmă stașul și m-am interesat. Deci au luat lucrări pe 2016 aveau vreo 6 lucrări. N-aveau mult. Dar în 2017 am înțeles că ar fi ajuns pe la vreo 15 lucrări și lucrări mari. Și a mai luat și în 2018. Nu avea personal. Nu are personal de lucru. Așa, pe timpul, cum v-am explicat la ședința trecută. Pe timpul verii, se motivează cu tot felul din astea care nu pot să facă lucrarea. Și în timpul iernii așteaptă, vine iarna, păi stai că prelungim, că nu putem lucra iarna, na, că e vorba de betoane, e vorba de asfalt. Așa. Se justifică foarte repede firma de execuții. E a treia amânare. E a treia amânare până acum. Deci trebuia predată lucrarea din 2017. Știi și ministerul. Deci noi i-am informat pe ăștia la minister. Vă dați seama? Nu se adună nicio măsură. Ce măsură la ministerul? Să insisteze, domnule, lucrări, insisteze toți să mai participe la licitații. Că asta e sancțiunea pentru cei care nu se... Da, și legea se destul de clar. Chiar dacă noi suntem în situația care suntem cu ei, termină lucrarea. Nu termină. Noi scoatem la licitație la ceva, nu avem niciun... Nimic nu avem care să putem împiedica pe să participă la licitație. Păi nu noi. Noi informăm Ministerul Dezvoltării. Ministerul știe. Și este informat. Înseamnă că dacă îmi permite în continuare, chiar sâmbătă în regulă. Sâmbătă am fost la o ședință, am informat și senator și deputat. Dar nu am spus că noi, Consiliul Local sau Primăria. Nu. Ministerul are sancțiune. Suntem în toată țara. Nu suntem numai noi aici. În toată țara suntem în presă. Interesează de alții. Nu interesează problema noastră, nu de alții. Dar nu da. Cum era proverbul ăla? Trei, nu speram. Da. Vreau popor ei dislace. Dacă nu pot duce un... Ai noștri am făcut ei dislace. Nu, nu, francie. N-ai nicio pârghie. Am văzut niște denumiri de firme și proiectul cu podurile. Să repet aceleași denumiri de firme. De fapt, proiect are... Am văzut aceleași. Deci înseamnă că și cu podurile marșanzi din zbând în or să fie. Deci proiectarea, am spus, eu proiectarea n-am. Deci proiectul a fost predat la timp, a fost viabil. Nu, dar nu vinuiesc pe dumneavoastră. Nu vinuiesc pe dumneavoastră sau primăria sau nu știu ce. Nu. Este curios cum aceleași firme ia, lucrări la noi în comună. Și nu le termină și ne aflăm de fiecare dată în această situație. Asta este problema. Deci nu, eu nu încerc să învinuiesc pe cineva sau să încerc să aplice o sancțiune nu știu cui. Problema este că văd aceleași firme, le văd în multe proiecte de ale noastre. Nu este problema.
vreau, este dreptul lor, corect. Legal este dreptul. Dar nu-și execută sarcinile și obligațiile prevăzute prin contract. Asta e problema. Bine, v-am spus acum. Deci nu are nicio legătură proiectarea cu execuția. Omul și-a făcut proiectul, l-a predat, este viabil, s-a obținut finanțare de el, omul l-a aprobat tot, proiectantul a proiectat. A ieșit din corp. Problema este cu executantul. Aici e problema. Și executantul era la licitare. Banii dăm, deci banii prin, din la bugetul de stat, banii se dau pe situații de lucrări. Deci, executantul vine, se apucă, face o parte de lucrare, face devizul de lucrări, face factura, noi o trimitem la București. Bucureștiul bagă banii în portul nostru și noi îi dăm către ei. Noi avem obligația 15 zile după cine îi legează. Totuși, dacă e de sarcină, să spune, trebuie să ai la jucătate, de să dai la jucătate. Ideea la ce spuneți, nu se dă tot fondul de bani, nu se dă tot odată. Nu se dă. Se dă etapizat. Cum ai pe se dă etapizat. Etape de lucrări. Vor fi întârzii și el nu e și nici. Deci ei, eu ca pe constructor întârzii. Da, da, da. Păi eu mai dăm un pierdut la noi. Indignat ce vreau să vă spun. Indignat domnul viceprimar la ceea ce vă spunea. La proiectul de la Brătești cu drumul, cum știți, cu problema și cu reclamațiile de acolo de sus, din partea de sus a satului, am văzut că și-a adus contribuția și proiectantul să spună, păi stai că nu mai continuați cu lucrările. La ceea ce spuneați dumneavoastră, că gata, bă, proiectantul, dacă și-a predat proiectul, el este absolvit de orice vină, de orice sarcină și mai departe. Dar permiteți-mi un pic, vă rog. Acolo a putut să vină, nu mai continuați lucrările, că vezi, doamne, nu știu ce, acolo a putut să spună proiectantul. Acolo a fost la situația. Deci aici nu este în regulă. Situația e plecată din 2012-2013, deci e altă situație. E altă situație. Vă spun, s-a făcut proiectul din birou și când au ajuns pe teren au constatat că lucrurile stau altfel. Dar banii i-am casat. Nu cred. De la noi. Nu, nu deci, păi da, atunci de ce? În faza inițială mi-a spus că proiectul este ok. S-a predat către execuții. A început lucrarea. După o perioadă de timp vine, păi stai că nu mai este bine, că sunt pericol și nu știu ce așa. Știți un pic, legile astea spune vicii ascunse. Și la vicii ascunse, ei au dreptul să ia anumite măsuri. Da, am trebuit. Așa este. Dar a fost asta le-a și permis legea. Le-a spus vicii, i-a spus. Păi și atunci când a făcut proiectul, n-a fost pe teren să bată. Tocmai asta este. Deci, el a văzut la suprafață. El n-are cum să poreze în interiorul pământului. Dar nu era problema de frate. A văzut, era problema, din câte am înțeles, de denivelare. De că drumul acolo este de blem. Nu. Sau la greu, pardon. Nu era blem. Problema acolo este vulnerabil, pământul este stabil. În momentul în care încep vibrațiile și lucrările la el, să nu pleci cu totul cu casă. Asta este la voi. Dacă e fundamentată bine lucrurile astea, în fine. Deci, problema era că și experții și toți care fac și proiectanții, deci asta este de indignat. Deci face proiectul, după aceea revine la el, că nu-i bun, că nu știu ce și așa mai departe. Da. Asta este. Și cu drumul. Nu, vis-a-vis cu, zice domnul Burniche, cu indicatoare. Doamne, trebuie reglementată pe DG 116 circulație. Avem prin indicatoare de TRS. Deci mă refer tot acolo la Brătești, la intersecția cu DG 158. Acolo. Deci trebuie reglementată cel puțin, măcar puneți un indicator de prioritate sau că... Da, da. Că vine deci circulă conducătorul care vin dinspre Bârsănești, spre Brătești. Deci acolo nu pot să-și dea seama, adică cum este reglementată circulația. Avem drum din partea dreaptă, nu există niciun indicator și se pot crea evenimente de aici. Asta nu dă prioritate. Da, bun. Nu dă. Nu, ăla să zice că are prioritate că vine din dreapta. Cine? Ce merge după din direcția Bârsănești spre Brătești, spre Târgu Ocna. Nu-i reglementată. Păi da, dar totuși este un drum fără prioritate. Deci chiar dacă... Dar normal, mai că suntem șoferi cu toții. Da. În momentul când apărea, nu dădeam un indicator la stânga sau la dreapta, așa că e drum drept, fără contribuție. Domnul Bici, în curbă, și dacă vine ăla din Neam sau din Neam, nu știu dacă mai cunoaște topografia... Deci o să ne apucăm să punem. Să reglementați măcar acolo. Am făcut. Asta este de scumpe, Florina. Uite pe un panou pentru PNDL să-l punem pe drumul Brătești, costă 5 milioane panou. Păi asta e situația. Acolo 5 milioane, 3 milioane, 4 milioane, 7 milioane. De unde atâția bani? Și măcar dacă ar fi. De zâmbe zile la fel cu drumul județean, am ars condorină de 80 de milioane în ianuarie.
trebuie bazat. Sunt anumite puncte vulnerabile pe deci și trebuie făcut ceva. Da. Dar trebuie să ne gândim așa fel încât să împărțim banii. Corect, sunt de acord cu dumneavoastră, da. Putem, de unde să luăm? Vedem la sfârșitul anului că aia n-am făcut, de ce n-am făcut? Că sunt nu sunt bani mulți care să-i vedem, adică sunt mici, dar picătură se face la. Corect, sunt de acord cu dumneavoastră, dar acolo unde avem probleme din astea, ar trebui puțin eliminate. Am făcut somații către drumul județean, facem iar, au înțeles că vor să vină, acum să apucă iar, sapă pe un turnat asfaltul ăla rău, după ce se încălzește acolo și îl preface, de unde a dat banii, nu știu, poate. Ei spun că de asta nici nu au pus nici indicator și marcajul ăla a fost făcut așa un pic ca să țină până primăvară, că drumul nu e recepționat. Am înțeles că o să mai pună din alea, cum ne spune, protecții de alea de curbă pe marginea drumului. Parapeți de alea metalici. Da. Acolo la da, dar nu, deci nu este recepționat. Nu a lăsat așa. Drumul județean, zice domnul Ion, deci întotdeauna au avut indicatoare. Chiar dacă a fost rele, trebuie să fie unul vinerea noi când vrădai drumul în lucrat. Deci indicatoare trebuie să fie levei. Nu, deci nu e administrarea noastră. Și așa am făcut cadastru pentru apă, noi l-am făcut de la noi, din drumul județean. Bine, până la urmă ne-am uitat, legea îi permite, odată ce e domeniul public la noi, putem să facem. Deci sunt o grămadă de bani care se duc, care noi putea să-i cheltuim pe, adică pe a noastră, în curtea noastră, pe proiectul noastră și pe ce avem noi, și trebuie să-i dăm un alt părți, că asta e, nu avem. De asta, că nu am pune, mă duc, dar 300-500 milioane, făcut din acolo și fac tot DG116, fac pe ușă. Dar banii ne-am mai degrabă îi punem la noi, undeva? Corect, și azi, adevărat. Bine, n-am solicitat să ia din bugetul nostru local. Iar la 300 ei am făcut, am fost personal cu domnul primar, am fost personal cu doamna directoare. Domnule, nu-i recepționat, cum se recepționează, când se recepționează, se face tot. I-am spus și de împreună cu poliția, de ăstea, cum spune, limitatorii aia de viteză aici la școală, poți să se vorbească și poliția rutieră și cred că o să pună. Și ei nu poate să facă tot la fel. Exact. Dar trebuie să aibă o mașină detonată, trebuie să aibă poliție. Adevărul cu mașina s-a detonat, e jal. Chiar când mă viteză, îngrozitoare de drumul ăsta. Deci eu bănuiesc că nu sunt conștient. Eu bănuiesc că nu sunt conștient, în primul rând, pentru ei, pentru viața lor. Pentru viața lor nu știu. Nu mă înțelege greșit. În primul rând pentru el care le-a volat și după aia pentru ăla care are nefericirea. Are nefericirea să iasă în față. Nu-s conștient. De ce viteză sau de tonaj? Nu, viteză mă refer, nu de tonaj. Dar sunt o serie care merg tare. Mai ales la mașinile mari, circul foarte mare. Pericolis. Trebuie să vă gândiți că toți sunt tineri. Bun. Tot să presupunem. Punem limitatorul. Nu, 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 dar putem să suntem la diverse. Să presupunem că punem la școală limitatorul de viteză. Dar în rest, punem indicatoare, dar nu respect. Radar ca să bage și în drumul județean. Era o discuție, de câte am înțeles de la postul de poliție de aici, pe acum un an, că o să le scoată pe alea vechi și o să le dea la comune radarului. Și o să ia altele noi, dar cred că n-au mai... Alea noi s-au stricat toate, nu știu dacă ați observat, au rămas tot cu astea vechi. Le-au pus pe program inspecționat, le-au pus... Da, da, sunt foarte scurte să vedeți să facă o două, au și m-am dat la o cațară să respecte punctul general. Da, cu respect! E tu la voi, dar nu e cu mătă. E tu la mătă, dar nu știu, 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 acolo trebuie două curajul de... Bun, la școală, înțeles. Dar rest... Și aici, în ce? Păi la școală aici, la șutire, dar chiar nu putem să facem lucrurile recepționale. Că n-am recepționat, atunci după aia intră în administrarea noastră, facem ce vrei. Așa, dar aici, într-un județean, nu putem să facem. O problemă mai am cu gunoi. Deci, nu cu care am fost la pipa. A, dar uite, un afiș cu... Să fie care cetățeanul dreptului să facă, să oblime cetățeanul. Bine și mă spune. Nu ai ședință de spune. Sunt vecinii de alături, vecini, iar cu noi, el are un gășam pe partea aia. Mă înțeleg? A, necunoscut după aia. Nu știu. Dar ce putem face? Nu. Eu tot așa știu. Deci, când se încasează, se duce din partea primăriei, se duce prin asta, vie din Gășan, prin Chin, din nu știu ce,
Băi, omule, ia vă spuneți. Băi, asta am făcut Florine, poate nu știi, dar noi în fiecare an, în luna, la sfârșitul martie, în începutul aprilie, noi umblăm pe sat. Adică asta afișul încă mai este la... Bine, acum poți să-i spui că e zăpadă, e gheață, nu poți. Dar în luna aprilie asta nu facem. Așa, pentru făcut, că în fiindcă. Băi, ăia de la ajutor, ce fac ăia de la ajutor social? Bă, omule, e una bătrână, bolnavă. Unde am fost la mine? Sau... Și chiar dacă e bătrână, e vadană, nu poate să nu ceartă să aibă. Și îți zice el și nu poți să-i întâlnă. Și îți mai din capul la mizerie, el nu pot merge. Mă uit la ei, deci să sprijină sap. Acum, când iau o curță, iar e pierd. Am văzut. Iar e pierd. Dacă a fost pământ, o mai pins ăștia de la cât s-au lucrat la drumuri, dar... Nu vrea nimeni, nu vrea nimeni să-mi spună nimeni. Eu mă uit pe camera aia, mereu o vede. Nu-ți dai seama, o să-ți doar minunul, 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 minunul. Cred că duce noaptea, duce noaptea. Eu nu... Na, nu mi-am spus, băi, vă ați dat la asta, deja. Ați eu loc, bă? Ce, dar nu te pestezi. Ce faci, mă? Ar trebui înțeleagă. Ier, am dat să vede cu. Deci un tot cum trece cu căruța, dar distanța mare și nu știu. Nu știu ce. Și dacă nu știu, trec cu trecerea cu căruța. Acum eu sunt fiu aici, am un lucru așa, să-i dau vecinul Vasile. Băi, ce cum trebuie să-i fac cu oră, da? Nu știu prea. Asta îmi prie, să ne vezi. Dacă... Dar ce se duce să umblă prin sac, din partea primării, ți-i spun. Asta nu mai e făcut. Da, așa. Ce e aici? Așa, e vorba să mergem. Eu da, am fost la arestare. Nu am fost cu copsătul cu oaia, am fost la arestare. Chiar îți spunea să fost el. Domnul Miche? Domnul Lasă? Eu aș vrea să vă întreb, că am mai primit la direcția asta. Personal am fost. Da. Eu am dăruit că asta se zice. De nu, ei mai au să le dea intabulare. Da. Dar ne-am un buget. Nu au ce să o fac. De la... La direcție. De buget, adică nu înseamnă că nu au bani. Bani sunt, dar nu vreau să... Nu au venit buget. Nu au venit buget. Mi-aș la bani. Acum am întâlnit cu domnul director. Am întrebat care e situația. Am văzut cum... Dar cum puteți începe chestia aia? Până la față de județea, în față de județea, spune, nu vezi. Până nu ai tot semnă. Dar, cum îi zici? Vă nu vă pierați. Adică, de aceeași dacă să nu ține din săptămâna era, mai facem parte. Se poate face partea de sus la Ina. Hai să facem întâi doamna Rungului. Se poate lucra așa, se poate să ajungă în mașină. Da. Și ați zis acum, mai de masă. Deci, de săptămâna viitoare, dacă ține timp, o să facem balast. De până în balast. Dar în depozit mai este ceva? Este în depozit, nu? Este în balast. Da. Da, acolo este la Valea Rocului. Da, și nu face jos, este și aici. Trebuie neapărat și principala, pentru că este lucru pe autobuz. Păi mai trebuie continuat sus. La niște flori. Deci pe strada principală și unde ați văzut? Da, strada Valea Rocului. Mă gândeam la ceva, dar prefer să tac din gură. L-am sunat domnul vici într-o sală și l-am luat frumos să luat numărul de telefon de la poliție. Deci ăla nu era? Cred că e numărul personal. Nu poate, nu personal. Apreciez foarte mult gestul că nu a durat, să nu zic 10 minute, mai puțin de 10 minute s-au venit. Dar ce s-a întâmplat? Se fură lemnica în podul. Ce? Se fură lemnica în podul. Noi avem poliție locală, pe care o plătim destul de bine. Nu mai avem poliție locală. Mă lăsați? Am aprobat organigramele. Nu, vezi că nu mai este. Poliție locală nu mai este. Păi asta vreau. Asta vreau să spun. Dacă cumva mai avem poliție locală, dacă nu mai este, e foarte bine. E pădurea particulară. Așa se spune ce am văzut în interviu. Nu, da, Felix, dar acum văd poliția locală nu are competență. De constatare. Dar eu nu zic să aibă... Cum să n-ai zis? Nu are voie. Nu are voie. Numai Poliția Națională, atât are voie și nici Jandarmeria. Și nici Poliția Națională, numai dacă iese la drumul public. Cei în pădure trebuie folosit. A fost săracul om, i-a dat genul și s-a dus până în pădure. S-a dus pe barba lui.
nici acolo, nu? Deci ascund aici, pentru că și eu... Lasă o secundă, dacă se mergeți, și au văzut lumina, au văzut și tot eu acolo. Ghinionul până... Ghinionul fost mai ieșteț ca mea. Și mai adică poate să-mi compine. Hai, zi. Ghinionul nostru fost mai ieșteț ca mea. Mi-a văzut cu cam în pace, eu fost față. N-a rezolvat nimic. Da, deci a... Deci cine avea ei când în decurs de 10 minute? Poliția? Postul de poliție? Da, postul de poliție. Deci, și eu am zis tot la fel. Când a fost probleme la deal cu Nedele, am sunat și o poliție. O venit poliția, eu stat în drum. Și după aia m-am interesat și Nedele a spus în felul următor. Deci poliția are voie numai când iese la drum. Deci în pădure, poliția fără o folosire nu se duce. Ei se duc pe urmă la constatare. E pădure proprietari. Da, constatare. Iar a doua, a treia fază. Dacă pădurea nu este dată în față, de aia mică, așa? Da. Nici o folosire nu intervine. Mai problema, problema e alta, că se încurajează lucrurile astea. Și de o parte și de alta stăm cu legea în brațe, legea îi apără pe ei și tot noi suntem de aia care... De ce nu dăm în față? Aia nu e, aia e o pături privată, mică... Nu contează. Nu ce mă sunt aici, nu se poate da în față, așa e nu. Eu am vrut să ridic altă problemă, dar o să vede că n-am fost toate la organigramă. S-au desfințat cei două posturi și asta e. Da, mă, nu pot să nu mai spun. Ei, în urmă, ținem ca... Îi mai trimitem cu în casa. Nu, în urmă, să vedem să-i punem pe posturile care... Hai, vină în coace, la IUX, când se dezafectează instalații, deci să scot și tuburi din beton, să dau la particular și să descund ieftine, înțeles? Trămărea de la Elegium, o luat și sus. Deci nouă ne-ar trebui la albenii, cred că vreo 6-7, ești pe Valea Lucru, la vreo dacă Trian, ești pe Valea Cisări, cu 4-5 locuri, la Valea Lucru, la Sânt. O să mă mâine pe acolo. Deci, tuburi de achiziționat, tuburi din tuburi de betoane la fostul IUC. Vorbiți patru. M-am salvat. Cine rotează când vorbesc patru asigurat? Eu pot să dezafectează. La IUC. Un ton. Da. Un ton. Și tot ce s-a achiziționat tuburi din beton. Băi, sunt... A văzut la 60, la 80... Diametru lungim... Să cumpărăm noi? Câteva, da, vreo 10 pentru... Măcar 10 pentru toată comună. Pentru necesitatea comune. Păi sunt traverse. Pentru traverse. Să cumpărăm tuburi. Vreo 10. Pentru traversări. Sunt ieftine acolo. Nu le dă la preț nou, le dă la preț folosit sau... Și sunt mai buni pe alea. Cum? Sunt mai buni pe alea. Eu am auzit că se... Dar n-am știut că scoate și tuburile din pământ. Asta n-am știut. Deci eu am auzit că se dă strunguri, toate menurile. Toată canalizarea a spus. Toată canalizarea a spus. Care au fost în afara gardului. Da? Și cu transportul de menurile. Sunt dat motorului. Da. Să continuăm. Da, să continuăm balastarea în tot satul. Până terminăm depozitul existent și după aceea, oricum trebuie să mai așteptăm să, după ce terminăm depozitul existent. Până mai până până o să ne dea autorizat și mai exploatăm de la asta, nu? Vă pot deci, da răspuns că am prieteni care vrea să pomul de gestiunea asta. La IUC, la da, nu mai este. Ce? Nu mai este, am mult timpul acestor am înțeles că cred că e firma lichidatoare, nu care de bine, sau cineva nu vreau. Dar băiatul e permanență. Omule, magazinele au fost sigilate, au fost închise. Când au ajuns și persoana care a cumpărat, au ajuns astăzi. Dar asta nu ne interesează, domnul Fert, mai ales un astăzi. Da, acum să vă spun și domnul Vințe, dacă am primit graficul cu noi pe ultimii 3 ani. Deci, în 2016 s-a ridicat 512 tone de grob de șinouă. În când? În 2016. În 2016 când? Da, 512 tone. Așa. În 2017 s-a ridicat la 585 de tone. Da. Iar în 2018, 593 de tone. Deci, între 2017 și 2018 n-a fost chiar mare saltul, adică de vreo 10 s-a ridicat. În 2016, 512. A, cea mai mare problemă o avem în august pe
75 de tone într-o lună. August cal. Deci dacă în afara faptului că de totul știu că se semnează între noi și ei au fost un acord, totul se trecea la ei, nu totul la noi, că nu avea cum să știe exact. Deci între noi și problemă. Așa era, mașina pe capoare, așa, să știi. Problema e dacă credeți că aveți eu o neîncredere în ceva, noi putem să le cerem pe piesul. Și spune exact mașina pe care. Deci nu se pot abate de la traseu. Deci numai ce este raportat la dispecerat. Deci, pe înțelege, pentru ieri... Așa e regulat. Ieri n-am intrat pe Valea Lucrului, am trebuit să le la dispecerat la ei, că nu le accept eu să intre pe Valea Lucrului. Că mă dumneavoastră, nu pot să comentez nimic, dar ideea este, deci încasăm de la cetățean atunci. Păi nu. Ne bucurăm când vine cetățean și la numeroși. Și-mi plătește la numeroși. N-am făcut interac și pauza noastră, că n-am făcut drumul. Nu le-am creat accesine, am înțeles. Dar ideea este felul următor. Nu, nu pentru asta. Pentru oricare cetățean, da? Vine, la, vine acum la începutul anului, plătește impozit ăsta, plătește gunoiul pe tot anul. Este corect ca să nu-i să iei gunoiul? Bun. Săptămâna viitoare, când va veni, nu-i zice cetățeanul domnule Nuțiu din Ciocutelă pe a doua. Deci ce nu vine săptămâna asta? Trebuie găsit în condiții să implementa proiectul, să pun în executare. Haideți să proiectul s-a implementat pe baza cetățenilor din comună. Bun, îmi dați voie și mie. Deci situația este felul următor. Am făcut o medie, 50 de tone pe lună. Ajunge cam în jur cu tot cu TVA, 500 de lei tonă. Deci nu putem discuta acum, domnul Vici, cu orice întrebări. Tocmai mai, acum, mai înainte, ați făcut o afirmație cum se colectează gunoiul. Eu nu sunt de acord cu ceea ce ne prezentați acum. Nu trebuia să se colecteze cu altă comună. Domnule, nu se mai colectează. Deci, ședința trecută, dacă ați fost atent când am votat anexa 3 la contract, spune așa, plătești. Da, am văzut. Pe tonă, de la 1 ianuarie. 30 de lei. 30 de lei transport și de așa, am văzut. Transport și de colectare. 120 de lei fără TVA depozitare. Cu afirmația care a făcut-o mai devreme. Deci până acum s-a colectat în combinație cu alte comune. Nu-s de acord. Și acum venim și facem statistica pe stai comuna Bursănești. Are nu știu ce cantitate de gunoi. Nu este corect. Domnule Rău? Nu fac nimic. Oricum, eu sunt un om de bună credință și cetățean de bună credință și eu dau că trebuie la asta până în pumbelă. Dar avem așa cetățeni. Aici vreau să aduc. Aici vreau să aduc. Deci dacă noi cu toții nu luptăm să nu mai punem... La noi am făcut o statistică. Dacă reducem cenușa cu gunoiul măturat, adică balastul din curte, și cu biodegradabilul, nu mă refer la crenci, frunze și alții, că astea sunt ușoare. La mere, pere, fructe, legume, varza murată, s-au găsit în container, varza murată, l-am fost răsturat un container și un sorbăr. Deci dacă noi nu reducem să rămânem undeva la 30 de tone pe lună, o medie de 30 de tone, avem, deci la 50 de tone trebuie să plătim o nouă... Da, dar s-a făcut o verificare, a spus că puneți cu... De la tăi, n-am intrat, vă spun și de ce. Dar stați așa, așteptați deci n-am intrat în cauza că a fost iarnă și ca să nu mai stăvim o oră, ajungem așa în zăpadă, nu-i zăpadă, de la întâi începând de miercuri, după fiecare mașină va fi om. Corect, atunci, după aia discutăm, domnul Vice. Da, deci, bun. Eu am și intenție de anumite ca să poate între timp mai vineți cu idei. A doua mână. Eu m-am gândit la varianta cu persoane juridice. Lăsăm 15 lei pe persoană, dar pentru hotărâri din Consiliul Local să spunem că depășește jumătate de metru cub, să se mărească prețul. Ca să putem să încălzim dacă nu... Ce înseamnă la dumneavoastră 15 lei de persoană? 15 lei de angajat. Am greșit, scuzați. Pentru majoritatea nu au angajați. Eu nu sunt o societate... Eu nu... Administrată. Nu-i totul. Că firma n-are cum să funcționeze. Nu merge pe aceeași propriu de recomandă. Ce face? Cum ai zis?
Sunt administratorul. Deci eu care nu am aici vă dau un indiciu. Să știți că șomerii din firmă sau persoanele care sunt în creștere copil apare ca angajat. Deci persoanele care sunt în concediu de creștere copil, dar nu știu dacă avem cazul noi. Nu cred că avem cazul, iar în momentul când vine atunci el poate să spună, dom'le, eu am urmă de 2 ani, nu tocmai în concediu de creștere copilului sau știu eu ce. Deci asta să plătească. Nu este normal să plătească. Păi nu este normal. Deci, da, dar el trebuie să vină. Eu când trebuie să științarea care are de plătit pe 2 ani angajați, el o să spună, domnule, la urmă, omul este creștere. Să justifică omul după firea voastră. Da. Așa, și ce vreau cel mai sigur ca să aflați dacă ați ascultați un pic, dacă vă au sau nu angajați, să vă aduc un extras din revisat. Iar dacă nu are revisat, e clar că nu are niciun angajat și atunci este numai adresat. Da. Deci ITM-ul la solicitarea avizului ne pune la dispoziție atât ITM-ul cât și camera de comerț, am înțeles sau nu mai. Da, camera de comerț pentru toate societățile. Așa, și ITM-ul pentru cât angajați sunt. Da. Ce știi de deci din expunerea dumneavoastră de oficiu. Atunci, la dumneavoastră, să înțeleg că ce trece peste o anumită cantitate. Eu l-am zis eu. Bine, am văzut. Dar de jumătate de metru cub. Nu, jumătate de metru cub. Am zis eu. Jumătate de metru cub. Trebuie mărit taxa. Trebuie mărit un pic taxa. Când băia cade cantitatea, diferența dintre noi care este, cade în spatele cetățean. Păi, vă spun. Dar mă vine doar în față. O secundă. Mă vine doar în față. La ce ați luat 15% de angajat. Dar o societate care are 50% de angajat și face. Da, da, uite, hai să mă înțelegi și cu 15. Da, de exemplu, la noi în comune se poate produce, poate produce mult mai mult. Da, mai puțin cu noi. Stai, deci, ascultați-o un pic. Deci, m-am interesat și pe chestia asta. Deci, la noi, noi suntem singura societate care e în situația asta, este agricultorul. Agricultorul, înainte de a se schimba persoane juridice la noi la comună, plătea până între 800 și 1000 de lei pe lună. Bună, deci dă bună. Nu, dar eu n-am zis de asta. Am zis, nu dăm în societate. Deci să nu se găsească într-o impostată culoasă ăsta cu un angajat de 15 lei și scoate mai mult cu noi decât agricultorul și agricultorul sărac care are 50 de angajați, plătește da. Și poate, ori scoate, ori nu scoate. Păi scoate, că odată ce plătea... Eu nu zic că nu, eu nu zic că nu. Dar să nu dăm nici în... Păi lege, mă, tu trebuie să iei după lege. Păi asta e mai fost lege. Dacă legea așa spune... Deci privința angajaților. Noi ce faci? Privința angajaților nu avem ce face. Asta e legea. Că la noi, la nivel de primărie, nu poți tu să... Să jonglezi. Să jonglezi. N-ai cum. Dar să știți că majoritatea societăților n-au decât un angajat. Ori administrator, ori n-au deloc, ori un angajat. Bine, astea mici, dar agricultorul au 50. Păi da, și agricultorul nu se putem pune să plătească la nivelul acela. Păi da. Asta e celălalt. Dar eu să pune pe prima să facă. Noi mare ce fac. Cine mare? 13 angajat. Cine? Și George la firma pe Ionești? Nu, nu mai pe... Păi și ce lucrează, angajați lucrează pe... Pe firma lui. Că nu contează unde e punctul de loc, locul Bârsănești. Exact, Bârsănești. Totul e Bârsănești. Și firmă, și locul, și muncă, și tot. Păi nu e acolo unii vare. Dar eu nu am avut contract de lege, nu? Cine zic că ceva? Am avut. Am avut contract de lege. Da, da, este foarte bun și la George. Am făcut, dar... Am avut. Haideți să propunem altceva. Cei care nu au făcut, care... au mai mulți angajați, să plătească la nivelul anului trecut. Mai e cum să ne păi dar, așa. La nivelul anului trecut, exact cum am zis, care au mulți angajați, dar nu plăteau 800 de lei. Și dar dai de la 50 de angajați. Oameni buni, dar nu puteți eluta legea. Odată ce prevăzut în lege, noi nu putem să scoatem noi din lege ceea ce nu ne convine sau ce ne pare. Noi cum? Ce stabilit, aia e stabilit. N-ai ce să faci. Dar nu pot. Asta înseamnă să abuzăm legea. Deci, asta înseamnă preferențial, să nu are preferențial. Lasă, este făcut în baza legii. Se poate face, domnul Ionu, exact poate cum se face și la membrii de familie... Păi și ce fac cu celelalte? Noi spune așa, mă referesc la subvenții. La subvenții nu se pot subvenționa societățile comerciale. Membru pe alt scrie legea. Deci ce se pot subvenționa sau scuti sunt persoane fizice, școli, biserici, pune. Deci bisericile nu fost subvenționat sau scutit.
Nu scrie de cult de acolo. Nimic. Nimic. Deci scrie. Este un țin de publici cu care... Ce faci? Cum a scris instituții? Deci instituții publici. Cu bunorul ăsta, domnul Vici, cu bunorul ăsta, cred că am șansă de pe ce vrea în continuu. Deci, și care anume? Care anume pot fi subvenționate? Deci, persoane fizice. Așa. Instituții publice. Cum ar fi școală, dispensar, spital, de utilitate mării, utilitate publică. Acum, dar la instituții de cult nu scrie. Acum la primărie vine să plătiți și ăștia care își poate adica întreținătorii, toți. Acum o hotărâre dată. Păi da, ție să nu plătiți. Nu vă plătiți, nu au cum să plătească ele. Că-ți nu profite. Eu la asta m-am gândit. Am zis, dacă reușim cu toți să se... A, și am făcut un calcul, m-am mutat așa pe Toberoane, am spus că am fost și în eroare și m-am mutat. Noi 20 de toate putem să le reducem din asta ce am zis eu. Din celușul mai cuvipuș, cu palatul care se mătură să ia din șanță. Vă aduceți aminte când am aprobat prețul și tarifele, l-am spus atunci, că o să ajungem în situația în septembrie, în octombrie, că o să rămânem fără bani, dar cu noi nu m-ați crezut. Dacă nu se recoltează cu noi selectiv, acolo ajungem. La 50 de tone ar trebui omul să plătească cam 8,75 lei. Acolo să ajungem. Deci am împărțit 50 de tone pe lună, pe ală, pe fiecare persoană și mi-am dat cam 8 lei. Trebuie să plătească omul să ne încadrăm. La vedeți, plătește 80 de lei. Persoane juridice? Nu, persoane în fisc. Pe an. Pe an? Da. Păi înseamnă că ar veni la cam... Nu, e 6 lei, dar e maxim. Ei n-au subvenții deloc. Păi mi-au zis că nu pot subvenții, că nu mă bani. Trebuie să avem în vedere... Minim, noi dacă ne-am încadrat la 30-35 de dolari pe lună, aproape că subvenția n-ar trebui să o dăm. Ne-am încadrat undeva la 5 lei, 5 lei și 50 de bani de persoană. Ne-am încadrat cu bani. Dacă reducem între 30-35. Dacă reducem la 30 de dolari, atunci ne-am încadrat numai cu banul de la cetățean. N-ar trebui să mai punem subvenții. Asta e cea mai bună. După soluția mea, dacă străi sfârșim la 7 tone, îți două nu mult, stai, cum am convins și eu, nu străi tone. El este 9 metri cubi. Dar dacă e greu, noi o duce și 14 tone, 15 tone. Că nici eu nu știam exact. A zis 9 metri cubi, 9 tone. Nu e așa. Că depinde de densitatea cu noi. E volum. Da, la volum. La volum e mai ușor, ca la... Da, dacă pune și eu hârtii individuale, toate astea e ușor. 9 metri cubi poate să fie 3 tone. Dar dacă vă da balast și toate este el, poate vă plătești și toate. Da, trebuie să avem în vedere și faptul că populația scade. Problema e că populația scade nu crește, nu știu ce. Populația scade. Tot cu noi în cântaie. Da. Trebuie la șuturi, crește. Deci, vă spun, sunt containere, nu containere, cubele, care dacă ar fi să le ridici doi oameni pe le ridic. Nu știu ce Dumnezeu pune în el, că mi-e frică să le ridic capacul. Eu mai opresc așa pe drum dimineața când plec și mai mișc cu el. M-a văzut, m-a întrebat cineva, dar ce-o mișc? Nu știu, nu știu cine e. Păi știi ce nu s-a întâmplat o persoană de una să spune calitate? Dar de unde fie o spus? Mi-a spus că o să plătiți, deci începând... Scoate cu 11 euro, dar să plăci la el. Da, se plătește. Care m-a întrebat, mi-a spus o să plătești 10 lei cu noi. Că începând de la 1 martie, o să cântărim cu mine, deci. Deci afișe țiplă din ai loc, prințe, pioneze, ca așa. Așa era bine de dat, de pus la fiecare poartă. Ai văzut ăsta de stradă de la depilărie și acreditație? L-au găsit și acum pideau. Strâns așa, tot. Deci nu știu, pe cuvântul meu, copiii ăștia parcă nu au părinți. Copiii, pentru că știu de la afișe, când era cu electoratul, trebuie să deci, le rupea și după aia... Bine, domnule, nu-i place din moaca lui ăla pe rapiș. Dar nu-i cumpesc la funcțină și nu-i informare comercială. Dar le rupea. Aveți la funcțină, știu. Aveți la funcțină, că s-a de localizată, da.
Deci nu e, slobozia nu s-a atins, nu, n-a niciun corp, nimic, nu s-a aplicat nimic. Deci nu mai avea aia 50. La pentru fel zice că s-ar putea să-i ajute și să se facă la corpul localizat. Păi și s-ar putea să dacă ai dat înainte, dar eu am lăsat cu corp între stat, nu mai mănânci, ne-a Georgescu, nu s-a putea verificat niciodată. Să ne crește și cum sânge sângele alea din gază din petrol. Da, da, s-a terminat. Da, așa, e că, doamna secretară, în fapt, când apare revizul general de la PND-ul 2, o să vă convocăm de pe o zi pe alta, pentru că numai să votăm, să aprobăm revizul general, să începem de la București, nu trebuie să trebuie. Dacă e pișat, se plecă. Da, dar până la buget nu este. Deci, de acum o zi, ca undeva la 50-60. Eu pișat, se plecă la București, considerați că sunt de acord. Am înțeles. Da, e 6 interviu. Până pe 6. Noi sperăm că nu s-au marți